Un jandarm aflat în timpul liber la cumpărături cu familia a depistat într-o parcare doi tineri având asupra lor substanțe susceptibile a fi interzise. În fapt, un jandarm din cadrul Grupării Mobile Timișoara a depistat în parcarea unui centru comercial doi tineri în vârstă de 21 respectiv 22 de ani, având asupra lor substanțe susceptibile a fi interzise. În timp ce se afla la cumpărături cu soția sa, a observat persoanele în cauză care preparau o țigaretă cu aspect atipic. De îndată, acesta a solicitat sprijinul unui echipaj de jandarmerie prin dispecerat, apelând totodată la ajutorul unui alt coleg despre care știa că locuiește în zonă. În urma verificărilor efectuate, asupra celor doi bărbați au fost depistate trei pliculețe transparente ce conțineau o materie vegetală susceptibilă a fi interzisă la deținere. Jandarmii au întocmit actele de sesizare pentru încălcarea prevederilor legale privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, predând documentele organelor abilitate în vederea continuării cercetărilor.